Observatori internaționali vor fi trimiși în 10 puncte fierbinți din estul Ucrainei, unde au fost semnalate încălcări ale armistițiului. La această înțelegere au ajuns în cadrul unei convorbiri telefonice liderii Ucrainei, Rusiei, Franței și Germaniei. Este vorba despre localitățile unde au fost înregistrate focuri de armă și artilerie în ultimele două săptămâni după încheierea acordului de la Minsk. Petro Poroșenko, Vladimir Putin, François Hollande și Angela Merkel au precizat că observatorii OSCE trebuie să fie în siguranță și să li se asigure accesul în toate zonele, în special pentru a verifica retragerea armamentului greu de pe linia frontului. De asemenea, cei patru lideri au discutat despre posibilitățile de livrare a ajutorului umanitar în estul separatist și participarea reprezentanților Crucii Roșii în această misiune. Potrivit unui raport ONU publicat ieri, numărul morților în urma violențelor din Donbas a depășit 6.000.